din pădurea Lucetariu și din Cotea Primarului 234-16 ani, căci a fost convocată ședința ordinară pentru luna lor iulie. Nu știu cine este. Zărnescu? Da. Ședința este legal constituită. Patrona? Patrona Zărnescu și Opel Cred. Rog domnii și doamnele consilieri care au interes personal în problemele de dezbatere să se abțină de la deliberare și aprobarea proiectelor de hotărâre. Dau citire ordinii de zi. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local de Legiu din 31.10.2022. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statutului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Helegiu, a structurilor serviciilor publice de subordinea Consiliului Local Helegiu, inițiator primar Ghenea Nicu Ciprian. Proiect de hotărâre privind acordul pentru scoaterea din circuitul agricol a suprafețelor de teren ce fac obiectul POZ, centrala electrică eoliană Onești, de 85 MW și la stația electrică Borzești, inițiator tot domnul primar Ghenea. Proiect de hotărâre privind aprobarea accesului pe drumurile comunale și drumurile de exploatare agricolă din Comuna Helegiu, a autovehicolelor necesare implementării și funcționării centralei electrice eoliene Onești, de 85 MW. Și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Helegiu pentru anul 2022, inițiator primar Ghenea Nicu Ciprian și divers. Supun spre aprobare ordinea de zi. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Supun spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din 13.10. Cine este pentru? Vă mulțumesc. La citire primului proiect privind aprobarea organigramei și statutului de funcții pentru aparatul de specialitate a primarului Comunei Helegiu, a structurilor serviciilor publice din subordinea Consiliului Local de Helegiu. În luna octombrie a avut loc examenul de promovare în grad profesional. Promovarea este o modalitate de dezvoltare a carierei funcționarilor publici. Pentru aceasta nu este necesară în statul de funcție existența unui post vacant. Promovarea se face prin transformarea funcției în gradul imediat superior. Sunt trei posturi, unul în cadrul compartimentului financiar contabilitate, promovează din grad profesional principal în grad profesional superior, la compartimentul urbanism, la fel, din grad profesional principal în grad profesional superior, și la compartiment secretariat relații cu publicul, din grad profesional asistent în grad profesional principal. Promovarea nu modifică numărul de posturi și sunt întrebări la acest proiect? Dacă consilierul superior de la urbanism a mai învățat să lucreze pe calculator. Implementația, aș mai smărește și salariul, probabil. Sigur, da. Nu trebuie să așa spune. Ia și spune, de calculator străin, totul de fizicul ăsta. Da, era o întrebare retorică până la urmă. Da. Mai sunt discuții pe acest proiect? Succes. Atunci se punem spre aprobare. Cine este pentru? Le dorim succes să învețe să lucreze pe calculator. Atunci, dacă sunt care nu știu. Și dau citire proiectului de hotărâre privind acordul pentru scoaterea din circuitul agricol a suprafețelor de teren ce fac obiectul PUS, centrala electrică eoliană Unești, de 85 MHz și raport la stația electrică Borzești. În vederea implementării proiectului centrală electrică, SCU-i Borzești a făcut o solicitare prin care solicită acordul pentru scoaterea din circuitul agricol a suprafețelor care fac obiectul PUS. Articolul 5 din ordonanța 34 privind organizarea și administrarea pajiștilor exceptează de la, adică, în general, pajiștile nu pot fi scoase din circuitul civil, cu anumite excepții, cele pentru înființarea de noi capacități de producere ale energiei regenerabile, la care se încadrează și acest obiectiv.
toată documentația o va face firma care va beneficia. Nu este nevoie aici de acordul Ministerului? Probabil că în acordul pe care l-au primit de la Consiliul Județean au primit toate... Li s-a bifat ce au nevoie. Ce au obținut. Nu, ei obțin, inclusiv acord. Absolut, 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 ei obțin toate. La fel, și în proiectul următor, ați văzut că ne solicită accesul pe drumuri. Deocamdată, noi n-am impus niciun fel de restricție. În documentația pe care o vom da ulterior, vom stabili dacă drumurile trebuiesc lărgite, să le lărgească, dacă va trebui să intre pe proprietăți străine, să obțină acordul proprietarilor, dacă vor trebui tăiate fire în momentul în care vin filaje agabaritice, dacă vin să îndeplinească toate condițiile. Atunci, noi acum doar îi dăm de principiu. Același lucru l-au făcut și celelalte unități administrative, Oneștiu și Duravoi. Doar se dă acord de principiu de circulație și pe urmă, prin documentație, solicităm condiții expresi. Da, în condițiile legii. Nu știu dacă am văzut expresia asta în proiectul de hotărâre, dar respectând condițiile legii. Mulțumesc. Spunem spre aprobarea acest proiect. Cine este pentru? Mulțumesc. Abținem însă. Proiect de hotărâre privind aprobarea accesului pe drumurile comunale și drumurile de exploatare agricole din Comuna Hiregiu, a autovehiculelor necesare implementării și funcționării centrale electrice euliane Onești pe 85 de metri. Tocmai s-a discutat despre acest lucru. De euliane se numește Comuna Hiregiu. Noi pe 6 avem viață urate. Nu știu dacă toate vor fi funcționale. Am văzut că una din ele nu a primit acordul studiului GEO, terenul este ori alunecos, ori e prea dur. Și am înțeles că încă una este prea aproape de case și ar afecta zona locuită. Da, zona locuită. Dar sunt și de la persoane fizice de la care au obținut. Noi pe 6 deocamdată, la 6 ne plătesc, contractul cu conținere. Dacă nu poate fi îndeplinit obiectul contractului, probabil că ulterior să va rezolva. Dacă nu pot să... Cu siguranță. Implementează proiectul, nu se plătească chimii pe 7 și se plătează jur 6. Și mai sunt... Da, spuneți că nu era necesar să prevedem condițiile în care le permitem accesul, spunem doar da și ulterior venim cu alte proiecte. Cu o documentație pe la Ilie, am înțeles, PDU sau ceva. Îi dăm noi un acord în care spune... Plan de detalii, Plan de detalii, atunci îi dăm toate condițiile în care, pe care trebuie să le îndeplinească. Nu avem o listă. Dar costul figurației vor trebui să investească ceva în drumurile, în cele agricole. Nu pot intra cu delaje grele, în drum din pământ, trebuie să-și pună palast. Totul va cădea în sarcina lor. O să fac acele drumuri agricole, cu siguranță, va fi beneficiu comunității sau celor care au terenul în zonă. Ulterior, eventual, să le întrețin. Nu, am văzut că nu este prevăzut în implementație. O precizare de genul ăsta. Dar probabil dacă ei vor avea utilaje... Va fi un error. Am înțeles. În planșele anexă la PUZ, drumurile nu cred că au mai mult de 3 metri, maxim 4 metri și se pare că utilajele vor fi... De capacitatea mea. Atunci, normal că va trebui să intervină pentru lățirea drumurilor. Da. Mai dorește cineva să completeze ceva? Să punem spre aprobarea acest proiect. Cine este pentru? Mulțumesc, abținem însă. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Hiregiu pentru anul 2022. Da, am primit într-o 160.000 lei prin o hotărâre de guvern din fondul de rezervă al guvernului și i-am rectificat în felul următor la cheltuieli. Pe capitolul 51 a autorității executive, la titlul 20, bunuri și servicii, suma de 6.000 de lei, tot pe autorități executive, la titlul 71, cheltuială de capital, 40.000 lei,
La capitolul 61, protecție civilă și protecție împotriva incendiilor, titlul 20, suma de 5.000 de lei. La capitolul 65, alte cheltuieli în domeniul învățământului, titlul 20, bunuri servicii, suma de 4.000 lei. La capitolul 68, asistența socială, în titlul 57, ajutoare sociale în numerar, suma de 20.000 lei. La capitolul 70, alte servicii în domeniul locuințelor, la titlul 71, cheltuieli de capital, suma de 46.000 lei. La capitolul 84, drumuri, la bunuri servicii, suma de 34.000 de lei. Și la capitolul 87, alte acțiuni economice, bunuri servicii, suma de 5.000 lei. Când sunt puțin, sunt până când sunt foarte repede. Și când sunt mulți, tot la fel de repede sunt foarte. Ba chiar mai repede. Da, vreau să întreb dacă mai sunt investiții descoperite în momentul de față, adică neacoperite de finanțare. Nu. Nu. Deci nu sunt probleme. Da. Ok. Mulțumesc. Supunem spre aprobare. Vă mulțumim. Cine este pentru? Mulțumesc. Abține comisia. Și ultimul proiect de ziua de astăzi, diverse. Cine se înscrie la cuvânt? Doamna Dăric? Doamna Dărinte? Atât pentru astăzi? Bine. Da? Da. Au venit sau urmează să vină ajutoare de la Uniunea Europeană în alimente. Știu că aceste alimente sunt destinate unor anumitor categorii sociale care sunt prevăzute distinct în lege, dar nu mai știu acum, sincer, dacă a mai fost vreo modificare. Există și, era și o expresie acolo, și la latitudinea primarului sau ceva de genul ăsta, nu mai știu. Adică era o chestie la un moment dat, pentru că, din experiența mea, nu toată lumea care este beneficiar l-a ridicat și au mai rămas. Rugămintea mea este, în baza unei anchete sociale, să încercăm să ajutăm și acei oameni care nu se regăsesc în nicio categorie socială definită de lege și care nu primesc nimic. Pentru că sunt familii care au ajutor social, au alocație complementară și care au foarte multe pachete și am auzit că nici nu mai interesează. Adică detergentul nu e bun, orezul e tare sau mai nu știu ce. Nu știu. Habar n-am ce conțin pachetele. Cunosc cazuri și cred că fiecare dintre dumneavoastră cunoaște cazuri de familii care nu realizează niciun venit și pentru că nu realizează niciun venit, nu sunt în nicio statistică. Adică n-au nici pensii, n-au nici șomaj, n-au nici alocație. De aceea, doamna secretar, vă întreb dacă există un temei legal în baza unei anchete sociale. Așa s-a făcut de fiecare dată. Da? Sunt persoane. N-au rămas foarte multe, am înțeles, dar care au rămas au fost distribuite pe bază de anchetă socială pentru că au tot venit și au fost super verificate aceste ajutoare. Și pe bază de anchetă socială s-au acordat celor care aveau... Care nu se regăsesc, pentru că sunt care nu se regăsesc în nicio statistică. Da. În general, cei care n-au niciun venit. Da, care sunt cei mai dezavantajați. Da, chiar este o problemă. Na, nu știu în ce măsură legea acoperă această cerință, dar... Pot să fac o precizare aici. Chiar ieri am mers și am ridicat eu listă de chestii de la CJ. Deci, cei care vor beneficia de nu sunt cei numiți nici de noi de la UATL, deci de conducerea locală, nici la latitudinea primarului. Deci, listele, clar, au venit de la județ, așa cum sunt în evidență. Iar în situația în care s-a constatat și în etapele anterioare că au mai rămas, chiar poate unii n-au venit sau alții, dar nu s-au întâmplat să nu vină, vă spun sincer. Adică cei care au avut, au fost. E un excedent acolo micuț, că din bani, adică nu din ordinul sutilor, nu sunt nicio formă. Și tot timpul exact așa s-a procedat. Adică cei de la asistența socială, au avut în vedere pe cei care sunt în liste și în evidențele noastre cu venituri plecare și 100% acolo. Care au venituri, clar se regăsesc, care au venituri. Nu, cei cu venituri plecare. Adică eu spun cei care n-au venituri deloc și fiecare dintre noi poate să facă propuneri în general. Dar să nu, zic bine că ne discutăm așa, mulți auzim ieri pe aici că, domnule, trebuie să mai fii în cutie și 5 milioane. Adică să, prin mass media, să discutați că valoarea cutiei ar fi undeva la 500 de lei, 5 milioane. Și deja rusese zbunul că doamna Cica, doamna Mariana, o lua banii din cutie și au rămas banii medii. Dar cutia nu e sigilată? E sigilată, da, 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 da
Cine lua de 5 milioane? Nu, deci... Și noi de căciule. Nu, deci... Acolo a fost făcut o confuzie, dacă... Cineva credea că, doamne, trebuie să fii și 500 de lei acolo. Nu. Nu există. Doar alimente și... Adică ceea ce-i trimit, ce-i din pod. Asta este și... Da, mulțumim. Să dea Dumnezeu să le fie în folos. Mulțumim, domnul Merinte. Pe strada bisericii, la Hilegiu. Niște băieți acolo mai tineri au făcut un timp de drum de sus în jos. Nu se pot ruca cu lemne, adică de un șans pe mijloc. Un pic trebuie îndreptat drumul ăla. Un picuț. Nu-și pot duci lemne la deal oamenii. Au mașini, au și-o plătit impozit pe casă. Un picuț îndreptat. Nu s-a pus nimic niciodată pe el. Nu știu. Sunt pe două familii de tineri acolo. Am mai plâmbat acolo la Bretila. Asta vreau să spun și eu, dacă îmi permiteți... Ar vrea și undeva. Deci undeva. Atât, domnul Merinte? Da. Mulțumim. La ultimele 2-3 ședințe s-a tot discutat despre plombarea găurilor pe asfaltul de la Bretila. Nici acum nu s-a întâmplat nimic. Dar s-au decupat! S-au decupat! Nu s-au că e groapa mai mare și dacă nu știi... S-au plombat ieri? Păi asta. Atunci îmi cer scuze, ieri n-am dus la Bretila. Vă spun sincer că pentru noi, adică să tot am discutat, am spus și din ședințele anterior, și la a doua și la a treia. Da. Ce ar însemna pentru domnul primar, pentru vice, domnule, hai să o facem cât mai târziu. Nu. Noi tot atâta plătim, ne-aș fi bucurat să vină din prima zi când s-a sesizat. Dar credeți-mi că știm cum stau lucrurile cu firmele de execuții. Nu mai spun, mai avem un caz cu un idrant, de 2 săptămâni, mă rog, de ei, au fost asistat la convorbirea telefonică și unul din consilierii de aici. Doamne, dacă n-am arugat de ei, au venit, au schimbat o garnitură, a ținut 1 săptămână. Ce să-i fac? L-am sunat din nou, sincer l-aș fi înjurat, dar n-am putut să fac treaba asta că nu mai ducea, venea o lună. Nu mai cu cine să-ți faci treaba, te rogi frumos de el, bine, bine, e o garnitură, o țin numai 1 săptămână, am înțeles, o stricat, nu-i de calitate, dar vină și schimbă. Nu putem, că avem revizii, nu știu unde, deci dacă nu, m-am rugat ca cu sărumâna de ei, nu mai știu ce să mai fac. Deci așa și cu plombat. Să nu credeți că e rea voință. Noi am aruncat niște bănuți, i-am pus, domnule, veniți și ne faceți lucrarea, m-am tot la fel, că la un moment dat am avut săptămâna trecută discuții cu domnul primar și zice, bă, căutăm o altă firmă, găsim la Moinești, ceva cu asfalt trece. Băi, chemăm pe ea și cu asta nu mă, să o țină mai puțin, că tot ține, dar să o facem. Dacă nu mai putem, tot ne rugăm de unul de altul. Și ce e drept, e drept. Adică, când e vorba de bucățile așa, să cam ferești constructorul. Că zice, bă, fac deplasarea, fac aia, fac aia. Consumul e mare și profitul e mic. Despre asta e vorba. Dar să nu credeți că e din cineva de rea intenție. Nici domnul primar, nici vice, nici ceilalți din toată echipa noastră, să nu facem lucrările astea. Mărunte pentru că dar chiar ne dorim. Dar cetățenii știți că spun o bană... Eu vă cred, dar știți, puneți-vă dumneavoastră în locul meu. Bun, este de apreciat faptul că dumneavoastră zicați problema, dar să nu credeți că e tratat cu nepăsare din partea noastră, sub nicio formă. Vă rog, e tot suflet. Dar vreți să mă credeți. Nu doar asta era problema. Problema era că și până la plombarea sau ce a făcut, trebuia găsit o soluție provizorie să nu mai fie groapă, adică puneai beton. Am turnat beton acolo, dacă vă amintiți la asta în primăvară, a fost jos, da, și am turnat beton. Nu știu ce se întâmplă acolo, probabil că podețul ăla de sub, acolo cred că va trebui o intervenție mai serioasă. Ăla tot să fărâmă, degeaba pui tu o plombă de sub, dacă ăla de sub pleacă și... Ei, o să o facem, doar... Mai bine că nu s-a întâmplat. Mai sunt probleme. Și alte discuții? Mai sunt probleme? Atunci să vină Moș Nicolae cu cadouri cât mai frumoase la dumneavoastră și la noi. Și în decembrie...